și bine ați venit la prima ediție a evenimentului caritabil Alerg din iubire pentru viață. Numele meu este Adelina Fronea și reprezint asociația Life Call. Astăzi noi vă invităm cu mic, cu mare, să descătușați copilul din voi și să vă alăturați cauzei noastre prin participarea la una din cursele competitive sau necompetitive care vor avea loc astăzi și pe care noi vi le-am pregătit. O să începem evenimentul de astăzi cu un concert al percusioniștilor Andorno, pe care le mulțumesc din tot sufletul că au venit astăzi aici alături de noi. Dimineața, dă drumul la mișcare. Fratele sus, 3, 2, 1, pe spate. 1, 2, 3, 4, 5, simultan, 6, 7, 8, în invers. 1, schimbă, 2, 1, schimbă. Scris chiar de săptămâna trecută, de obicei vin și mă antrenez aici în parc. Când sunt în București, eu sunt bucureștean de origine, dar am plecat de 15 ani din oraș și acum sunt aici o perioadă și vin dimineața și fac antrenamentele și aici am aflat despre eveniment și m-am înscris cu tot sufletul. Nu mai v-ați înscris, ați și câștigat. Am și câștigat. Dă un sens vieții tale și susține viața. Am vrut să particip la acest cross, am auzit de el de la Radio Trinitas și mi s-a părut foarte interesant. Plus că mie îmi place sportul, îmi place să alerg și cu ocazia asta și mai ales că ajutăm și copiii, am zis că e o ocazie perfectă să particip. Dar cum ți-a părut ideea aceasta de a alerga pentru viață? O idee foarte interesantă, foarte frumoasă și cred că e foarte importantă viața, în primul rând, și de a alerga pentru viață chiar a fost o idee foarte bună. Ce e viața? Viața, nu mai știu unde a rămas. Consider că este un dar de la Dumnezeu. A fost interesant, a fost foarte mult soare, a fost competitiv, clar. De unde ai aflat de acest cross? Prin intermediul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi, în care eu sunt implicată, ASCOR. Și am zis că de ce nu? Adică dacă nu fac nimic de 1 iunie mai oficial, așa, de ce să nu vin aici? Și hai și să susții copiii nenăscuți. Da, 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 da. Ce e viața? Ce e viața? Un dar. Cred că e un dar pe care îl avem doar o dată și a trebuit să ne bucurăm din plin de el. Dă un sens vieții tale, susține viața. Foarte bine, m-am simțit foarte obosită. 600 de metri am crezut că e ușor prima oară, dar când am văzut cum e, a fost foarte greu. Poate săptămâna trecută noi am mâncat pentru viață, ca să susținem o viață, iar acum am alergat pentru viață. Ce părere ai de asta? E tare.
facem diferite activități și să ținem viața. Primul cross la care ai participat? Da, e primul. Și a fost tare. Crezi că e ultimul? Nu. Siguranță. Am o viață lungă. Dar ce ți-a dat ție viața, Eva? Mama. Între prieteni, am făcut curse între prieteni care nu erau chiar reale, dar asta a fost o cursă pe care a fost cea mai grea. Da, prima. Organizată. Da, organizată. Dar pentru ce am alergat noi astăzi? Pentru viață, cred. Dar tu ce crezi că e viața, oare? Viața este... Păi, toți suntem viață și natura. Noi, de fapt, aici susținem femeile care aduc pe lume copii. Ce frumos, nu? Da, e tare, place. Cu cine ai venit astăzi? Cu mama mea, tatăl meu, fratele meu și prietenii. În familie? Da, așa. Ce frumos. Poți să-l chemi și pe fratele tău? Nicolae, vine și tu la interviu. Cum a fost la cursă? Bine. Dar nu ești prea hotărât, nu? Și greu puțin? Da. Da. Ce să faci? Așa e când alergăm. Mă dureau picioarele. Dar a meritat așa efortul, că văd că ai o medalie frumoasă. Da, a meritat. Mie mi se pare foarte frumos că de ziua ta ai venit să susții viața. Da. Tu ce crezi că e viața? Păi că să ceva care trăiești în el și să te bucuri de asta că trăiești. Dă un sens vieții tale. Susține viața. Veți fi mari, să dați mai departe viața copiilor voștri și nepoților voștri. Cum a fost azi pentru tine? Cam greu. Au tras părinții tăi de tine? Puțin. Ai o sarcină minunată. Să extragi primul premiu la tombolă. Iacșa San... Daniel. Daniel. Și Iacșa Maria. Astăzi a fost foarte bine, a fost a un maraton foarte frumos. De metri. Dar poți să întreb de ce ai venit? Care a ajuns acum, de cald, am venit aici ca să susțin viața și ca să mă bucur de viață. Viața, eu cred că este o bucurie pe care orice om trebuie să o prețuiască. Dar ție cine ți-a dat viață? Părinții mei. Tuturor ne-a dat viață Doamne, Doamne. Și am venit aici adus, așa întins de fetiță, deși sunt foarte multe activități astăzi în București, în diferite locuri, organizate de diferite instituții, am vrut să venim aici. Cred că e cel mai potrivit și mai frumos loc pentru noi, în natură. Câte ani ai tu, Diana? 5! 5, Diana! Bravo, Diana! Și de ce ai venit tu astăzi aici? Cum a fost astăzi pentru tine? Prima mea cursă din toată viața mea. A fost foarte distractiv. Nu așteptam să fie chiar așa. Oh, ești minunat! Deci mai particip la astfel de curse? Zice să fiu așa, cam rea. O să extrage al doilea premiu pentru o familie, da? Și nu o să te super dacă nu este familia ta, da? Deja. Bine, minunat! Hai să vedem! Ia să vedem ce scrie pe bilețelul pe care tocmai l-a extras. Bușca Cristina! A fost familia mea! Asta-i familia mea! Nu vine să cred! Nu vine să cred! Bravo, mai, drăguțile, bravo! Mergem în adăugă! Puterea 130! Bravo, bravo, bravo! Să știi că mi-au dat lacrimile, dar și nu știu ce lacrimi. Și mie îmi vine. Ce crezi tu că e viața? Ceva ce toată lumea ar trebui să fie fericită pentru că o are. Cum a fost astăzi la cursă? Foarte frumos a fost. Ne-am bucurat alături de copii. Am concurat cu ei, cu seniori, adică.
Așa, și a fost foarte frumos. Am câștigat și eu un bilet la o piscină. Super! Da, mă bucur foarte tare. Chiar îmi doream. Așa? Și în rest ce să spun, la mulți ani copiilor, mulțumesc organizatorilor că am avut posibilitatea asta. Cum a fost azi pentru tine aici? Te-ai distrat? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Andrei să trăiască, Andrei să trăiască, la mulți ani! Primul lucru a fost viață, știi? Sau viu, de fapt, viu. Că a fost foarte animat. Permanent, oameni veneau, se înscriau, se antrenau, se încălzeau, participau. Copiii au fost senzaționali. Deci așa o bucurie pe copiii ăștia n-am văzut. Deci merită, pe cuvântul meu, merită să ai copii. Îți aduc, chiar dacă ești căzut sau... Na, n-ai o zi foarte bună. Zâmbetul lor și bucuria lor și felul în care se raportează la tot felul de activități, n-are cum să nu-ți crească bucuria și să nu te repoziționezi față de momentul ăla în care te afli. Copiii sunt mândri de familiile lor, își iubesc părinții necondiționat. Și pentru ei nu contează că au un tricou rupt pe ei, că au căzut, că s-au julit. Ei pur și simplu își iubesc familia. Și pentru ei viața este așa, la început de drum. Ei nu văd încă obstacole, griji. Ei văd că totul e posibil. Știi? Și la asta ne uităm și noi, la Life Call. Totul este posibil. Viața este posibilă. Indiferent în ce context de viață s-ar afla o mămică însărcinată, viața este posibilă. Fondurile strânse din donațiile de participare la cross sau de participare la ateliere, la atelierele pentru copii, vor sprijini în crearea primei platforme de consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Chiar dacă a fost foarte cald, chiar dacă a fost poate caniculă la un moment dat, voi ați venit și v-ați bucurat alături de noi. Asta a fost prima ediție a crossului Alerg din iubire pentru viață. Abia așteptăm să organizăm a doua ediție la anul, tot de 1 iunie, unde să vă aștepte mult mai multe activități și să sperăm că ne vom putea extinde pe o suprafață mult mai mare a parcului. O să vedem dacă va fi acest parc sau alt parc. Oricum ar fi, vedeți, eu deja mă gândesc la anul pe vremea asta. Oricum ar fi, astăzi a fost o zi senzațională și ea nu ar fi putut să fie fără ca voi, părinți, copii, bunici, tineri, să fiți aici alături de noi. Și vreau să le mulțumesc în primul rând voluntarilor, că fără ei acest eveniment nu ar fi putut avea loc. Și vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor care au susținut acest eveniment. Vă aștept la următoarea ediție.